Ce clown! Ne dai și baloane gratis? Poate nu sunteți toți prieteni, dar ați avut același obiectiv. Să luați testele! Amintiți-vă ce spunea Sneaker Pooper? Echipele cu obiective comune sunt mai productive. Da, și ce am mai zis? Și e mult mai ușor să-ți asumi riscuri când faci parte dintr-un grup. Toți aveți nevoie ca testele să dispară, așa că toți ați pretins că ați văzut un omuleț verde și ați spus că ați fost la Katie. Două minciuni, prieteni! Dar cine le-a născocit? Nu era niciun omuleț verde? Cine a fost conducătorul? Nu te uita la mine, Sherlock! Nu am avut nimic de a face cu asta! Nu am spus că am fost la Katie, nu am spus că am văzut vreun omuleț verde și nu aveam nevoie să-mi iau înapoi testul pentru că știam deja subiectul. Dar ai plănuit totul! A fost ideea ta! Da! Nu am idee despre ce vorbiți! Cred că știi! Și ai fi vrut ca cei nevinovați să-și asume vinovăția. Nu sunt prea nevinovați. Și ar fi funcționat, dar te-ai dat de gol. Să-ți spun eu ce s-a întâmplat. Ai greșit la test și ai vrut să-l iei înapoi, ca noi restul. Nu, ți-am spus că știam că testul va fi despre tipul ăla. Atunci ești drăguț să ne spui orice despre el? De exemplu, numele lui? Păi, el, eu... Bună încercare. Credeai că e la matematică, la fel ca noi. Chiar tu ai spus-o. Și nu avea legătură cu ce ne-ați spus să învățăm. Ah! Până și în planul de teste scria matematică. Apoi l-ai convins pe Schmidt să descuie ușa. Dar nu ai vrut să o faci singură și te-ai gândit că dacă toată lumea e implicată, nu vei putea fi demascată. Dar Tracy nu a putut rezista dorinței de a face glume pe seama mea și a prietenilor mei. Așa că a pus testele noastre înapoi și a lăsat obiectivul personal să intervină în obiectivele comune. Teoria ta e aiurea! Spune asta lui Sneaker Pooper! Bine, detectivule! Ne-ai prins! Dar ce s-a întâmplat cu testele voastre? Nu am nici cea mai mică idee! Serios? Nu! Normal că eu le-am luat! Cum crezi că am fost demascat? Sunt chiar aici! Deci vom fi toți pedepsiți? Toți suntem vinovați! Ai un tricou aiurit! Uitați, vine Fish! Am încurcat-o! Bună dimineața, clasă! Sunt sigur că sunteți nerăbdători să ne rezolvăm treburile! Îmi agăți noul calendar! E un calendar cu pietre! În fiecare lună are altă piatră! E atât de tare! Bine, Angelo! Să nu așteptăm toată ziua? Unde sunt testele mele? Bine, domnule Fit, știți cum mă mândresc mereu că pot afla adevărul și esența adevărului? Nu, dar continuă. S-a întâmplat astfel. Ieri dimineață, imediat după testul total nedrept, Tracy l-a văzut pe Schmidt în hall. Și atunci, chiar peste umărul lui, era un omuleț verde care a intrat pe fereastră. Mice. Un omuleț verde? E ridicol! Credeți-mă, și eu am fost surprins! Asta e teoria ta? Te aștept să cred acum că un omuleț verde a intrat în biroul meu încuiat? Cum? Lichefiat! Cum? Da! S-a transformat în lichid și a intrat pe sub ușă! Și ce-a făcut cu testele? Le-a mâncat! Cum a scăpat? Pe fereastră? Imposibil! Nu dacă avea pălărie cu elice! Să terminăm cu povestea asta! Mi-am pierdut destul timp! Te așteaptă detenția! Sau poate chiar suspendarea! Nu!